Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și cu Remus. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou capitol cu Piggy Update, foarte, foarte tare. Și de-abia aștept să-l testăm împreună, să-l încercăm și să ne distrăm foarte mult astăzi. Dar înainte de a continua, vreau să vă spun că aveți în descriere un link, așa că dacă vreți și voi să vă jucați toate jocurile de pe calculator pe telefonul mobil, aveți acolo în descriere, verificați acolo, frumușel. Chiar acum am intrat, pisică, stai o secundă că îi dau acum pe linkul tău din descriere. Am intrat pisică, să știi că e foarte șmecher. E foarte șmecher. Da. Neapărat să intrați în descriere și să nu uitați de like-uri, oameni buni, pentru că la episodul de azi trebuie să strângem foarte multe like-uri. Peste 30.000 de like-uri la episodul ăsta, pentru că e chapter nou. Ba frate, e chapter nou, corect? Da, normal. Eu nu știu dacă o să putem să strângem, nu știu, chiar nu știu, 30.000 e destul de mult, da? Super tare. Ar fi tare, pentru că e chapterul 11, avem skin-uri noi, avem caractere noi, nu știm exact unde o să avanseze povestea, dar pe Piggy știți că e o poveste și e foarte mișto, frate, deci nu știu, trebuie neapărat să văd acolo like-urile. Bineînțeles, știți bine că cei care dau like sunt cei mai tare abonați, mai trebuie să vă zic eu deja, dar hai să selectăm aici pe player și să sper să mă dea pe mine Piggy, pentru că vreau să fiu cel care vă prinde. Ok. Sper să vă prind, cel puțin. Da. Mi-am cumpărat cel mai tare skin din joc, cel mai scump la ora actuală și o să vedeți, o să fie mișto. Hai să vedem. Yes. Capitan, bun. Bineînțeles. De a continua cu video, vreau să vă spun că boosteroid.com este cea mai nouă platformă de gaming în cloud unde voi vă puteți juca toate jocurile voastre preferate la cea mai înaltă calitate. Chiar dacă voi acasă aveți un calculator slab. Pentru a putea folosi această platformă, voi trebuie să vă faceți cont, să mergeți în e-mail pentru a-l activa. Și acestea sunt prețurile. Cu cât vă luați abonamentul pe o perioadă mai lungă de timp, cu atât prețul este mult mai avantajos pentru voi. Acestea sunt abonamente și se reînnoiesc automat. Vreau să vă menționez faptul că aveți nevoie de jocul cumpărat dacă vine vorba de un joc cumpărat, dar nu trebuie instalat la voi în calculator. Voi trebuie să aveți o conexiune bună la internet și posibilitatea de a deschide browserul Chrome. Boosteroid.com vă oferă o listă întreagă de jocuri pe care voi le puteți testa la cea mai înaltă calitate chiar dacă aveți un calculator slab. Dacă vrei să te joci un joc de pe Steam, trebuie să te conectezi cu Steam-ul. Acest lucru este valabil pentru toate platformele. Acum vă puteți juca toate jocurile preferate la cea mai înaltă calitate și pe telefonul mobil. Trebuie să aveți browserul Chrome, o conexiune bună la internet și un controller. Îi mulțumesc și lui Max pe această cale că m-a ajutat cu filmarea. Eu vă recomand această platformă, iar dacă vreți și voi să o testați, aveți un link în descriere. Bineînțeles, cum să nu? Nu. Ia să vedem. Opa. Hey, asta este locul de unde a venit semnalul. Deci data trecută știți că am ajuns la un fel de outpost. Da. Bănesc că o să trebuiască să intrăm înăuntru. Deci un fel de bază militară, cred? Da. Dacă nu mă înșel, da, cred că e un fel de bază militară. Uite-l pe Arthur. Și vedeți că pe harta asta ci că sunt militari care ies din pământ. Trebuie să aveți grijă. Îi văd. Deci Piggy, varianta militară care ies din pământ și o să vă moare. Deci vă pot omor și aia. Da, ce la fel de ușor precum vă omor și eu. Pa. Mai vedem. Cheie verde, am găsit cheia verde să știu. Mamă, pă vine Zizi sau cum o cheamă și instant îi omoară pe toți. Da, dar vezi că ea nu poate să ajungă peste tot. Vezi că s-a trezit purceaua. Aha. Aoleu. Dacă am trezit, dacă e să se trezească Remus. Mamă, ce skin are. Vino încoace Remus. Doamne, fugi. Vezi, ai grijă, să nu dai nasul nascul, a căzut. Da, chiar îmi place, mișto. Da. Eu sunt șeful de aici, eu sunt comandantul. Capitanul. Okay. E capitanul, el mă roșie. Ia să vă pun eu un trap. Am trapuri cu black hole, gaură neagră. Nu știu exact ce fac. Era să te duci în trapul ăla. Era așa un pic. Era să te cam duci. Dar ce tu ai și armă? Da. Ce am flamethrower. Foarte mișto. Și poți să tragi cu el sau e doar așa de efect? Poți să trag dacă te prind. Îți fac animații. Ai gen. Găsit ceva, Remus? Te dau cu foc. Niște gloanțe, atât. Ce bine cu prietenii mei. E timpul distracției. Abia aștept să vă prindeți în trapurile astea, pentru că sunt foarte puternici. Eu știu dacă mai desenul ăsta Animal TV. Era parcă pe Minimax acum câțiva ani. Bă, am găsit cheie albastră. E mai mult timp la dispoziție față de alte jocuri. Da, da, da. Na. Oricum, eu fac challenge-ul să mă uit doar din față. Dar unde e aia albastră? Și... am găsit orange key. Super. Dar unde e aia albastră?
băgat. Unde sunteți voi? Asta mă interesează pe mine. Aha! M-a văzut capitanul, Bineînțeles că te-a văzut capitanul. Mamă, roșu. Te-a văzut capitanul. Bă, unde ai dus? A, ai ieșit prin găurică. Normal. Ia, aha. Aha. Mă duc prin partea cealaltă și te prind. Vezi că vine pe acum. Aha. Bă, ce talente are! Păi dar ce crezi, că te joci cu mine? Sunteți? Doamne, ce leșină, fata asta. Vrei să spun unde sunt eu, să ne întâlnim? Da, vrei să ne întâlnim. Dar nu cred că ne întâlnim. Oh. Hai să-ți prezint... Salutare. Flacăra. Wow. Am o flacără. Așa. Vrei să faci cunoștință cu ea? Nu. Morcovelu, hai, te rog eu. Mititelu. Avem un morcov sus aici. Acolo avem ceva foc. Oh. Am găsit cheie roșie, ai folosit-o? Da. Ah. Am extintor. Ah, vezi că e foc. E foc. Bă, sus, voi nu faceți de-astea cu mine. Voi nu faceți de-astea cu mine. Vii sus, acolo unde era cheia roșie, te rog, rapid. Sus. Da, nu știu. Sus era cheia roșie. Da, sus. Ce de purcei pe aici, e plin de purcei. Nu știu unde era ea. Deci de data asta ne jucăm Piggy cu o grămadă de Piggy. Da, mulți Piggy, purceluși, o grămadă. Cine vrea un purcușor, oameni buni? Gata, da, am dat cu flamethrower peste tot. Apropo, oameni buni, ne jucăm foarte, foarte târziu. Da, oameni buni, e două jumate. Două jumate. Dar facem... Am dormit la prânz. Facem chestia asta doar pentru voi, pentru că știm că vreți să vedeți update-ul exact când se lansează cu Piggy și știți că v-am spus și data trecută, dacă se strâng multe like-uri, o să facem chestia asta special pentru voi, ca voi să vedeți episodul de dimineață. Da. Așa că... Hai să-i facem și pisicii o surpriză, dar ea vă face vouă o surpriză că vă face episodul exact când se lansează update-ul. Exact. Și voi să-i faci o surpriză, să reușim să strângem peste 30.000 de like-uri la episodul de azi. Da. E o idee? Da. Păi eu zic că e o idee destul de bună. Și de asemenea, să nu uitați să intrați în descriere, că acolo aveți un link foarte, foarte șmecher și eu zic că merită. Bun, așa, să vedem noi. Dar unde sunteți, mă? Că nu prea văd nimic prin masca asta, așa. Am mască de gaze. Ia zi-mi, Remus, ce mai faci? Ce să fac? Mă plimb pe aici și caut. Cauți, ce mai faci, Remus? Că Remus, ia vină cu aici. Chem off, ce fac cu ea? Clar, avem nevoie la unul ăsta. Safe. Bă, aveți elicopter? What? Nu am văzut elicopterul. Dar că, nu știu, eu am nevoie de ceva. Hai că cu ăla scapi de aici, cu elicopterul. Nu știu. Da, așa mă gândesc, pentru că acolo unde trebuie să bagi ultima cheie, cred că acolo e. Dar nu înțeleg ce fac cu cheia, mov. Ce-am zis? Un de la un safe. Cheia mov e un safe, dar unde o fi, nu știu. Da. Ia să vedem, o să punem o capcană și pe aici. Uite, avem nevoie de ceva, de wrench. De obicei range aici. Da, uite, am găsit aici un safe în care este am auzit pistol. Ceva aici, am auzit ceva. Avem un șobolan aici, cumva? Asta e. Stop! Aoleu! Nu trage nenea! Ce să trag în angloanțe? Vezi că vin după tine. Du-te. Ia uite, bă, dar nu găsesc range-ul! Nu știu unde e range-ul. Bă, nene! Bă, cine e ăsta? Mi-a dat wow. Oală! E calul, bă! Ce? E cal, a făcut... Eu am auzit și asta, dar am zis că poate mi se pare, am zis că poate e de la popozire. E Arthur, lol! Nu știu cine e, dar m-a rupt. Hei, ce bine cu prietenii. Da, bravo, bă, nene! Dar de ce a venit să-mi facă chestia asta? Vreau și eu să știu. Bă, nene, dar nu mai găsesc nimic, ce pisicii mei! Nu știu ce să zic. Parcă văd acum că biar scrieți în comentarii că a trecut pe lângă nu știu ce de 1000 de ori. Păi se poate. Se prea poate. La ora asta e cam târziu. Uite, aici. Wrench? Ai găsit? Da, era aici pe bancă. E, vedeți? Poate voi ați văzut. Scrieți minutul. Dar care e faza? Când te uiți la episod, deci mi se întâmplă și mie destul de frecventă chestia asta. Când te uiți la un episod, ești cu atenția peste tot. Pentru că nu trebuie să te joci. Da, e mai ușor. Dar când te joci, e mai greu să ai atenția peste tot. Du-te la Renciu ăla, Remus. Și du-te și des...
Bă, frate! Remus, du-te și da. Desfă alea! N-am pus care ca... alea? E o... De... Deci, a, e o ușă cu niște dale roșii. M-am sus, pus care, pe scriță. Unde ești tu? Da, unde sunt eu, hai. Oameni, hai, repede, fuga, bun, fuga, nu fuga. Este corect. Hai. Hai. Ia, uite aici. Deschide-mi aici. Și vezi că unde mai e. Ce e aici? Ce e asta? Glonț. Glonț? E glonț ăsta? Da. Ce fac el? Proiectil. Păi cred că la tank. Așa, da, v-am pus un trap exact în fața tankului. Dacă e să nu mai puteți să treceți cu tankul de aici. Da, îți dai seama, face pană. Vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine, vezi. Hai, hai, hai! Ce hai, 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 hai? Pune-l! Doamne ferește! Aoleu! Ia! Mă, m-a tras tankul, ești nebun! Oh, super! Du-te, ia ăla! Lol, frate, a tras tankul, nu cred. Da! Ce scrie pe tablă? Scrie un cod secret pe tablă! Gata! Ce? Wow! Ce gata? Ce gata? Aaaa, nu! De nu m-ați împușcat și l-ați pus pe ăla să mă felieze și toate nebuniile. George! Doamne ferește! Ok, uite-l pe puiul ăsta de puțel. Nu sunt rioarele tale? Să te verifice. Am convins să ne jucăm hide and seek, dar v-ați ascuns alea. Cum ne-ai urmărit, George? Vreau să văd persoana care mi-a rănit familia. Ei da. Bine, ai atras un pic armata. Ia-l pe George cu pony și cu mine vom sta aici. Stai pe lângă mine, George, o să te țin sigur, în siguranță. Da, e nașpa că nu pot ca țin. De aici vreau să spun că... Este ok, pony, deja știu. Nu ne-a spus. Tu ești înainte cu scrisul și pe aia mi-arată, îmi scrie mie. Da, probabil că am intrat mai devreme. Da, 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 da. Ia, am ajuns în dezastru. Uite-mă pe mine cu purcelul, ce drăguț. A, uite, uite, ăsta e Mr. P. Ce? E cartoful ăla? Da, am vrut să fac lucrurile mai bune, dar într-un final le-am făcut prost. Mr. P, am venit să îți oprim planurile malefice. Deci Mr. P e în spatele porcilor. Da. E cartoful? Da. 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 Voi doi nu sunteți reali, mintea mea îmi joacă feste. Deci este să mă... Ciudat că până acum n-a mai apărut Mr. P. Despre ce vorbește? Voi doi sunteți morți. Lăsați-mă în pace. Trebuie să ne ducem după el. După wow. Mr. P? Da. Da, a plecat. A zis să lăsăm în pace și a plecat, s-a supărat. Mamă. Da. Din ce am înțeles, va fi ceva... au făcut un fel de colaborare cu Jailbreak de pe Roblox. Okay. Și va fi și în Jailbreak ceva cu Piggy, nu știu sigur ce. Drăguț? Drăguț? Da. Hai să-i dăm pe play. Play, dați din nou play și acum să vedem, să vedem cine o să fie Piggy. Piggy, și... ori Remus, ori Max din nou, de ce nu? Da, poate... și depinde acum ce vreți să facem, ne jucăm tot același chapter sau ne jucăm alt chapter, nu știu. Ce să zic eu acum? Putem să ne jucăm ultimul chapter și să alegem alt mod de joc. Da. Nu? Am putea. Dacă mă dă pe mine, pot să vă arăt trapurile alea de gaura neagră. Nu e problemă. Dacă mă dă pe mine, dar nu știu dacă mă dă pe mine. Habar n-am. Hai să vedem pe cine va alege. Tu vrei norocul de două ori să fie? Dăm infection? Nu știu. Vreți infection? Sau... Da. Hai. Ok, iarăși să fie... Ma... Ce? De data trecută când mă urmăreați amândoi. Da. Țin minte chestia asta. Ok, deci nici nu are importanță pe cine alege primul. Da, eu. Yes. 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 Fața nasoală e că eu nu știu harta. Las, eu nu m-am mișcat deloc. Te prind eu. Dar lasă, mă mai prinde. Eu nu știu deloc harta din perspectiva unui om. Da, știu da, doar ai din avut perspectiva timp să te uiți să vezi exact care-i treaba. Păi m-am uitat, dar tu crezi că m-am uitat cum ai ce-ai făcut cu itemele?
Nu m-am uitat ce ai făcut cu itemele, nu m-am uitat deloc. Da. Păi n-am cum să mă uit ce ai făcut sunt cu itemele. Sunt Piggy! Porcușorul de fără, tara-tara! Știe Remus, o să mă iau pe el. Aici. Ok, trebuie să am grijă la aia, nu o să nu mă felieze. Îți dai seama, da. Totul pe ăsta ce face? Face trucuri. Faza nașpa e că o să iasă ea random de aici, da? Din gâlea da, aici. Aici e un... Pe, morcovul la cine îl dau? La Arthur. Z. Sau la Arthur, da. Pe Arthur unde e? Nici nu știu dacă așa-l cheamă Arthur. Așa îi spunem noi, că așa seamănă. Hei, aaa, poor Piggy, aaa, îl văd. O văd, că e fată, toată ziua. Ok, o văd. Are, da. Uite-l mai aici, are. Uite-l pe Arthur. Dau. Ia, du-te. Gaaa, nu! Păi ți-am zis că e cal. Ia, ia, ia. Dă-i, rupe-o, rupe-o. Mă uită la Arthur acum, ia. Îi dă, dar vezi că dacă nu se oprește, te omoară, te poate omoră. Ah, ok, da, Arthur, gata. Bine! Ia, bine, da. Arthur, așa, da. Da, eu nu găsesc chei, nu găsesc nimic. Nici păi, eu am văzut câteva, dar voi n-ați văzut. Da, nu știu unde ai văzut câteva, că eu n-am văzut niciuna. Trebuie să moară asta pe ăștia de aici. Uite aici una albastră. Ok. Gât. Aici avem nevoie de... Range. Avem nevoie de range aici. Bine, pisica. Okay. Ia, 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 ne face juc. Păi, dar de ce faci de astea? Păi, dar de ce nu? Cine a zis că n-am voie? Păi nu că n-ai voie, ai voie, dar zic așa. Du-te și deschide ușa albastră. Păi, unde e? Ușa albastră e sus. Da, nu știu nici unde. A, e aici, e aici, vino cu acest. Mai vrea morcovul ăsta, bă, nu te ajunge. Vrea în continuu. Păi dacă vrei să te ajute, trebuie să-i dai morcovelul. Păi dai morcovelul, dar pe aia mai vrea morcovelul, iarăși. Da, deci am ajuns degeaba aici, nu-i nimic. Ba da, uite, e pe aici, dar... A, vezi că vine porcul! Purceaua! Mamă, e Renci aici. Îl văd, dar e ce porcul facem? Fix aici, nu știu. Fugi! Bă, dar de ce? Hai pe aici, pe aici, pe aici! Firar! Wow! Wow! Păi, de ce nu l-am prins la faza, nu l-am prins la faza aia? Wow! Deci era să mă prindă la faza aia? Wow! Wow, wow! Ai fost tare! Am cheia roșie. Hai să vedem unde, unde e roșu, unde trebuie să pun roșu. A, îl văd unde e roșu. Ok. Ok, încep să învăț și eu harta. Capitan, profesor. Încep să învăț și eu harta așa cât de cât. Plans to deal with upsurge. Ce a făcut? Am împușcat-o. Ok, acum avem cheia galbenă. Unde intră cheia galbenă? Aici, într-un cufăr. Oh, aurie. La cufăr. La tank? Nu. Da, da. Nu la tank, la o clădire de aia, lângă tank acolo. Păi lângă tank, da. Mhm. La tank pui... Ghesă. A, vezi că văd purceaua. Ba, oh. Nu. Am văzut. Unde? Purceaua. A, am văzut. Ce? Am văzut-o, am văzut-o. Ai văzut-o, da? Da, normal. Cheie roșie am folosit? Ba, da, da, am folosit eu. Am dat chestia. A, bă! Nu! De apă. Mă duc după Remus. Niciun. Mă duc după Max. A, bravo, bă! A, după tine, săr. Am văzut, dar nu e hotărâtă, nu știe nici ce vrea. Așa este. Nu știu nici în ce parte să mă duc. Acolo, capitane, uite, fii atent aici. Du-te pe aici. Dar lasă-mă în pace! Uite, vină pe aici, capitan. Nu! Uite, du-te, du-te, că nu-ți fac nimic, hai, du-te. Sunt de cuvânt. Wow, nu, bravo. Iar eu am venit prietenoasă. Am ea, venit cu gânduri de pace. Nu e adevărat. De purcea, da. Bă, hai, veniți că vă crap. Combustibil. Hai. Hai. Ai folosit wrench-ul? Nu l-ai folosit. Nu l-am folosit, nu știu ce am folosit și ce n-am folosit. Dacă nu comunicați. Ce vorbești? Dacă nu comunicați. Ce vorbești? Unde e? Hai repede aici, aici, aici.
Eu nu v-am auzit. Am pus cheia roșie. Am pus galbenă. Ai, noi doar din privire, așa știm deja. Păi noi știm deja, da, și vezi că aveam nevoie aici de... Da, păi știu, dar n-am ce să fac. Aia trebuie să ne întoarcem după el. Dar du-te și ia tu Renciu și mă duc eu și iau ăla. Am Renciu aici. Crezi că vine. Crezi că vine. Vin și eu la joacă. Da, vin și eu să mă joc. Nu, mersi. Nu mersi. Nu este nevoie. Asta e pierzi timpul. Hai să jucăm așa. Hai. Cine pierde timpul? Remus pierde timpul, să știi, Max. Te da? Lasă pe tine să faci toată treaba și el stă. A, da? Da. Un pistol aici. Hai să vedem ce scăpare mai ai. Nu mai am nicio scăpare, să aici am. Doamne. A, scă scapi eu. No! Aoleu, deci nu vine să cred că am putut să fac chestia asta. Ce-ai făcut? Te uiți pe episod. Deci eram... Era... blocaj în față. Da. Băi, frate, deci am trecut pe lângă ea. M-am trebuit keycard albastru, de unde se iau așa ceva? Că n-am văzut toată harta. Te duci la tank și dai glonțul și după aia când trage, trage, nu știu acum glonțul, fii atent, Mac. Vezi că vine purceava după tine. Să vină, să vină. Ele te verific să alea că a făcut bine, a făcut bine. Da. Vezi că e după tine, vezi că te așteaptă la... Ia uite-o. Ai văzut ce face? O văd, o văd, ia uite. Uite ce face. Deci fix pe gaura aia a venit, că știam că ești pe acolo. Păi nu, că ești pe aici. Ia mi-a purceau în coace, vină în coace. Purceau, vină în coace. Bă, nenea, reușește-ți cap în mine să crezi. Acum pot să văd și eu cutscene-ul ăsta. Acum nu mai vede pisica cutscene-ul. Ce te faci? Nu mai văd eu. Dar l-am văzut odată. De câte ori să-l mai văd. Da. Foarte tare, mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur că se face update foarte, constant. Foarte des. Foarte des. Da. Chiar constant. Bun, și cam cu acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți să mai faceți episod de Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa! Pa!